În data de 16 iulie a fost semnat contractul de execuție pentru modernizarea iluminatului stradal în Ghiroda și Giarmatavi, transmite primarul comunei Ghiroda, Ionuț Stănușoiu. Proiectul a fost depus prin AFM în anul 2022 și finanțat cu 2 milioane de lei printr-un contract de finanțare semnat în 2023, iar anul acesta va fi implementat. Acesta prevede achiziția și instalarea a 500 de lămpi LED, înlocuind lămpile existente și extinzând rețeaua de iluminat pe străzile Aviatorilor, Aeroport, Jiului, Codrului, Câmpului, Lebedei, Primăverii, Apelor, Romaniței, Cimbrului, Cerbului, Făgăraș, Victoria, Foișor, Panselelor, Câmpiei, Bega, Înfățișarea, Islaz, Parcului și Teilor. De asemenea, străzile care nu sunt enumerate vor fi modernizate prin alte proiecte de investiții, asigurând astfel un iluminat public eficient în întreaga comună. Noile lămpi LED vor îmbunătăți vizibilitatea și siguranța pe timp de noapte, reducând totodată poluarea luminoasă și consumul de energie.